Hello! Dacă ați văzut clipul cu bradul, înseamnă că trebuie să știți că urmează și un clip cu împodobitul casei. Așa că în clipul de azi eu vă voi arăta trei chestii, decorațiuni pe care le-am făcut și care mi-au adus mie așa un spirit mai crăciunistic în casă. Va fi un clip foarte scurt și plin de colinde, așa că pregătiți-vă! Pentru primul DIY avem nevoie de un suport de tort, care este opțional, o coroniță din plastic, luată din Jumbo, și o lumânare. Adică asta nici măcar nu se poate numi DIY, este pur și simplu, nu știu, un puzzle, pui la loc niște chestii care ar trebui să stea așa pentru de la bun început. Tot ce trebuie să faceți este să puneți lumânarea undeva prin centrul suportului și tada! Aha, v-am zis eu că nu este DIY cum trebuie. Cât despre partea cu suportul de tort, puteți fie să-l lăsați așa frumos pe masă și ar da la fel de bine, sau dacă nu, să-l mutați pe un suport de tort și să-l puneți pe mijlocul mesei, caz în care arată și mai bine. Chestia asta mică, dacă nu aveți chef să o cumpărați, puteți să o folosiți tăind ramuri din brăduțul vostru, în cazul în care aveți brad natural la fel ca mine, și să puneți voi acolo un glob, două globuri, o beteală, ceva, și ați rezolvat-o exact la fel. Lumânarea, din nou, am ales calea ușoară, dar puteți la fel de bine să luați o banală lumânare, să o aruncați puțin prin lipiți și să-i turnați glitter pe voi. Dar mi-am zis că și așa am suficient glitter în casă și nu mai am nevoie și de asta. Cât despre suport, vă pot da o variantă destul de simplă, și anume una bucată pahar, una bucată farfurie și una bucată spray de colorat. Spray de colorat, adică vopsea la tub. Eu am aici una în chrome gold, dar voi puteți să luați pe ce culoare vreți voi. Și va fi destul de simplu, adică le vopsiți pe amândouă și le lipiți frumos la bază și va arăta exact ca un suport de tort în funcție de mărimea paharului și așa, și a farfuriei. Oricum n-ar trebui să-și dea seama prea mulți oameni dacă sunt vopsiți în aceeași culoare. Va arăta destul de creativ. Dar eu nu o să vă demonstrez pentru că această farfurie este perfect bună și nu o să o stric pe așa ceva când am. Pentru cea de-a doua decorațiune sclipicioasă, pentru că nici asta nu poate fi numită DIY, ne vom folosi de o bombonieră sau în principiu orice fel de chestie transparentă din sticlă pe care o aveți prin casă. Eu am luat treaba asta din Pepco pentru 10 lei și mi s-a părut foarte drăguță pentru că după aia o pot folosi efectiv pentru mâncare. Dacă scot tot sclipiciul din ea, așa, câteva conuri sclipicioase pe care fie puteți să le culegeți voi dacă stați undeva printr-un loc mai muntos și apoi să le tăvăliți prin sclipici, fie să le cumpărați gata făcute, cum am făcut-o și eu, și câteva globuri. Am ales din nou auriu. O să vedeți că toată tema e practic de auriu, chiar dacă am fost eu nasoală și am zis că nu-mi place auriul, dar ce să-i faci dacă dă bine. Bun, primul lucru, deschidem capacul și îl facem pierdut. Pentru sezonul rece, bineînțeles. După care deschidem și globulețele. Mă rog, globurile sunt mai mult opționale, pentru că n-aveți neapărat nevoie de ele, dar puteți să le luați pe cele negre, pentru că sunt drăguțe. Și începeți prin a pune globuri și conuri prin bomboniera. Wow, ce greu este, nu-i așa? Sper că observați că am folosit este și nu e. Și asta ar fi tot. Destul de banal, nu-i așa? Dar dă foarte drăguț pe o masă. Ei, și acum hai să trecem și noi la lucruri mai serioase. Iar pentru acele lucruri mai serioase, vom renunța la aceste globuri și ne vom folosi de această tavă plină de sclipici,
de conurile care ne-au rămas de la celălalt DIY, un ornament de Crăciun în formă de moș de zăpadă, om de zăpadă, tot ce vreți voi, ce găsiți să vă placă, aia luați. Așa, un pahar de vin, bine, două pahare de vin în cazul în care vreți să vă cinstiți și voi, și o lumânare. Și să nu uităm de, bineînțeles, spray-ul nostru cu vopsea. În primul rând luăm o coadă de hârtie și o punem pe aici, pentru că avem o masă frumoasă de sticlă și nu vrem să o murdărim cu vopsea. După care luăm paharul și o bandă adezivă. De preferat să nu fie din hârtie ca a mea, dar o să vedem ce iese, că nici eu n-am mai făcut treaba asta până acum. Așa, și încercăm să delimităm o porțiune la acest tub și îl dăm la Ovidiu să-l agite. Două minute. Culcați paharul și începeți să speriați pisica. Sper că nu murdăresc și altceva. Așa, și acum așteptăm să se usuce. V-am zis că ar trebui înainte de toate să curățați paharul, nu? Deci asigurați-vă că faceți și pasul ăsta înainte de a trece efectiv la vopsit. După care, cât timp lăsăm paharul să se usuce 24 de ore, pentru că tocmai am citit ce scrie pe spatele vopselei, luăm această frumoasă lumânare, care este albă, simplă, banală, și ghiciți ce vom face și ei. O vom da și pe ea cu niște auriu, dar nu toată, ca să nu exagerăm totuși, ci doar partea de jos, ca să pară așa oarecum în continuitate cu paharul. Bun, vom lua exact aceeași bandă adezivă care ne-a făcut nerv și prima oară. Lumânarea frumos așa. Și trasăm, încercăm să o lipim cât mai egal. De jur împrejur. Bun, și am ajuns cam cu asta. Și ce facem noi acum? Ați ghicit, vom vopsi și jumătatea inferioară a lumânării. Și o lăsăm frumos la uscat și pe ea 24 de ore, împreună cu degetele noastre, bineînțeles. I'm golden baby. După ce s-a uscat paharul, vom deslipi toată banda aia pe care am pus-o de jur împrejur, ca să nu ne murdărim cu totul paharele. Asta e partea cea mai complicată. A, și curs o leacă de vopsea, pentru asta luăm niște dizolvant de vopsea și îl vom șterge acolo unde a depășit conturul. Acum că este complet uscată treaba asta, vom începe să asamblăm. Luăm frumos tăvița roșie, luăm acest minunat ornament. Nu-i minunat, dar nu contează. Îi rupem axa de atârnat în bloc, în bloc, cică. Dar apropo de bloc, n-am mai spus de mult. Și-l punem așa. Punem și chestia asta. Dacă aveți zăpadă artificială, puteți să folosiți. Și lumânarea deasupra. Și continuăm prin a pune și câteva globuleți din astea, adică globuleți, conuri. Ca să fie bine, să nu fie rău. Dacă vreți, puneți și niște globuleți din astea, ca să fie și mai arătos. Și v-ați trezit cu un centerpiece destul de drăguț. Am dreptate sau nu? Extra mai luăm încă o lumânare. M-am gândit că ar fi drăguț. Și o facem, repetăm pașii exact ca la cea albă.
Luați o lumânare cu scorțișoară și plăcintă și o aprindeți. Dacă vrea. Dacă nu, doar așteptați nemurirea sufletului. Știți voi, chestii destul obișnuite. Și o puneți și pe ea pe aici, pe undeva. Nu mai rămâne decât să decorați fiecare cârlig sau cuier sau loc liber pe care l-aveți cu, bineînțeles, nelipsita coroniță de brad. Continuați prin a aranja frumos ornamentul ăsta pe măsuță de cafea. Mai faceți, mai puneți și o lumânare aici, adică încă una, ca să arate și mai drăguț, dacă vreți faceți asta. Și asta e tot.